Dragi telespectatori, în acest format consumerist, nimeni nu are grijă de oameni, dar voi aveți grijă de familiile voastre și la fel și participanții la proiectul Societatea Creatoare au grijă de toți oamenii. Vă rog, faceți tot posibilul pentru ca oamenii să audă această informație. Dacă chiar acum întrebați ce pot face, este să împărtășiți această informație, să împărtășiți link-ul la acest forum. Vă rog să nu taceți. Trimiteți video despre ceea ce credeți, ce ați înțeles din ceea ce ați văzut. Această informație este vitală pentru a salva viața voastră și a familiei voastre. Haideți să ne salvăm unii pe alții și să ne salvăm viețile noastre împreună. Vă rog, faceți reposturi, invitați cât mai mulți oameni să vadă acest forum, pentru că împreună noi putem face multe. Salutare! Aici am arătat situația reală de acum și cât de gravă și de periculoasă este. Dar cei mai mulți oameni din obișnuință se gândesc: dacă mi se întâmplă așa ceva, cu siguranță voi fi salvat. Există doar servicii care au grijă de asta, nu? Oameni instruiți, cei care trebuie să mă salveze în orice situație. Haideți deci să ne uităm în ce stare se află acum aceste servicii. Cum sunt instruiți, ce tehnologie folosesc, când a fost ultima dată când a fost actualizată această tehnologie și, cel mai important, cui se subordonează. Cine le dă ordine să fie salvat, primarul sau voi, șeful regiunii, poate. Și dacă acesta e în vacanță pe insule când va fi necesar să fiți salvat. Sau, în general, va decide să nu trimită în direcția voastră echipa de salvare sau de urgentă, pentru a nu crea panică. Câte astfel de exemple au fost deja? De câte ori am auzit deja personal aceste povești? Chiar recent a existat un caz în Brazilia. Acum vă rog să răspundeți la întrebarea: sunteți siguri că veți fi salvat de un serviciu pentru situații de urgență? Care sunt șansele voastre personale de a primi ajutor? Și amintiți-vă, aceste cazuri în care Emercom și serviciile au salvat în primul rând pe cei bogați și pe cei influenți și bunurile lor. Și acest lucru este luat de sine înțeles în formatul consumerist. Trebuie să fie un serviciu de salvare care nu se subordonează funcționarilor sau birocraților. Specialiștii de salvare personal ar trebui să ia decizia pe cine să salveze. Indiferent ce dezastru are loc, indiferent cine încearcă să ajute, primul lucru cu care ne confruntăm este lipsa de hrană, de alimente și de apă. Și astfel, foametea este ceva foarte real în ziua de azi. De ce? Citiți cărți inteligente. Pandemie, război, foamete. Nu vă aduce aminte de nimic? Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul vostru. Este ceea ce au trăit oamenii de mai multe ori. Totul este înfricoșător. Boli, război, dezastre. Dar nu a existat niciodată ceva mai înfricoșător decât foamea. Imaginați-vă de ce sunt capabili oamenii atunci când se confruntă cu faptul că mor de foame. Haideți să vedem următorul video. ...2021, Haiti. Din cauza dezastrelor naturale continue, oamenii au fost împinși la limita supraviețuirii.
o foamete acută a pus stăpânire pe întreaga țară. Când toate animalele și tot ce era în jur, chiar și frunzele copacilor, au fost mâncate, oamenii au început să mănânce nisip și lut, încercând să-și păcălească stomacul. 2022. Yemen. Conflictul armat, care durează de 8 ani în această țară, a dus la o gravă criză alimentară. Ca urmare, 5,7 milioane de persoane se confruntă cu foamete acută, dintre care 2,2 milioane sunt copii. Почему люди не дают это другим, а выбрасывают? Foamea, noua realitate. Lumea modernă e un teatru al absurdului. În timp ce pe o parte a planetei mii de oameni mor de foame fiecare zi, pe altă parte a planetei, peste 2,5 milioane de tone de alimente sunt pur și simplu aruncate fiecare zi înainte de a ajunge pe rafturile magazinelor. Dacă am distribui aceste alimente celor care sunt subnutriți, fiecare persoană nevoiașă ar primi 3,5 kg de alimente zilnic. Încă ne putem permite să cumpărăm alimente și să le aruncăm neatinse, dar în curând totul se va schimba. În perioada pandemiei, din 2020 până în 2022, prețurile alimentelor de bază au crescut cu 45%. În același timp, nivelul de sărăcie din întreaga lume a crescut. Chiar și în țările dezvoltate, cum ar fi SUA și Europa, mulți oameni se confruntă deja cu asta. Potrivit Departamentului de Agricultură al SUA, peste 38 de milioane de persoane, inclusiv 12 milioane de copii, se confruntă cu insecuritatea alimentară în Statele Unite. În Elveția, 722.000 de persoane se aflau deja sub pragul sărăciei în 2020. Căldură sau hrană? Electricitate sau cină? Chirie sau mâncare? Ce ați alege? În țările bogate, milioane de oameni care se confruntă cu foametea iau aceste decizii dificile zilnic. Dar acesta e doar începutul. Anul 2022 a adus noi provocări pentru omenire. Și acum, chiar și acele organizații care au menirea să ne protejeze de foamete și sărăcie, susțin că astăzi lumea se află în pragul unei catastrofe alimentare. În formatul consumerism modern al societății noastre, războaiele, pandemiile și crizele economice sunt doar o altă scuză pentru a face bani pe seama noastră. E o afacere foarte profitabilă, care aduce profituri uriașe câtorva persoane, în timp ce restul, 99%, se îndreaptă spre abisul sărăcirii. Prin urmare, e naiv să sperăm că altcineva, în afară de noi înșine realmente, e interesat ca situația să se îmbunătățească. Evenimentele din 2022 au arătat cât de mult depindem unii de alții. Consecințele problemelor unei țări se răsfrâng asupra întregii lumi. În timp ce luptăm unii cu alții, impunând sancțiuni și embargouri alimentare, numărul oamenilor înfometați din întreaga lume crește vertiginos. Între timp, planeta noastră se apropie de un colaps ecologic. Poluarea și secarea resurselor de apă, eroziunea și degradarea solului, a făcut ca tot mai multe terenuri să devină nepotrivite pentru cultivarea produselor. Fluctuațiile extreme de temperatură și schimbarea anotimpurilor au contribuit de asemenea la acest lucru. Înghețurile puternice, ploile abundente sau secetele prelungite duc la pierdere de recolte în regiuni întregi. Între timp, se estimează că, până în 2050, lumea va avea nevoie de cu 50% mai multe produse pentru a hrăni o populație estimată la 9 miliarde de oameni. Cum vom reuși să hrănim atât de mulți oameni în aceste condiții dificile? Dar acestea sunt doar semne premergătoare și stadiul inițial al schimbărilor climatice.
Cataclismele, din ce în ce mai des, devin o cauza foametei. Inundațiile fulgerătoare, uraganele și erupțiile vulcanice, care se succed rapid, fac nu numai solul să fie inutilizabil. Devine imposibil să trăiești în aceste zone. Acum suntem atât de disperați după mâncare, apă și medicamente. Nici măcar banii nu ne ajută, deoarece nu mai avem ce să cumpărăm pe insulă, căci totul este distrus. Multe dintre bărcile noastre de pescuit sunt grav avariate și unii oameni au încercat să le folepare pentru a le folosi la pescuit. Acum bem doar apă de ploaie și de aceea atât de mulți oameni se îmbolnăvesc și suferă de deshidratare. Lumea noastră, care ni se pare familiară și stabilă, eșuează în orice situație dificilă. Trăim într-o iluzie a securității și închidem ochii la ceea ce se întâmplă departe de noi. Dar nu putem scăpa de schimbările climatice inevitabile. Un val de cataclisme se îndreaptă inexorabil spre toate țările și regiunile planetei. În anii următori, fiecare dintre noi se va confrunta cu foamete, iar situații precum cele din Haiti, Yemen și Filipine se vor răspândi pe întreaga planetă. Acesta e viitorul care ne așteaptă dacă nu schimbăm nimic. Putem sta și aștepta ca cineva să rezolve aceste probleme, bazându-ne pe organizațiile internaționale, pe guverne și pe puterile care există. Dar când foametea va ajunge la noi acasă, nimănui nu-i va păsa de noi. Fiecare va fi preocupat doar de propria supraviețuire. Aceasta și este rădăcina formatului nostru consumerist. Suntem cu toții divizați și fiecare e pentru sine. Iar o astfel de atitudine unii față de alții va deveni sinucigerea noastră în vremuri grele. Dar fiecare om care a trecut prin situații dificile știe că ajutorul și sprijinul vin de la oamenii simpli. E posibil ca împreună să rezolvăm o problemă aparent nerezolvabilă. Și fiecare înțelege, în astfel de situații, cât de importante sunt relațiile umane simple și viața fiecărui om de lângă ei. Astăzi suntem atât de interconectați, încât e imposibil să rezolvăm singuri problemele globale. Dar împreună, fiind uniți, putem găsi singura cale de ieșire pentru toți. Calea de ieșire care ne va permite tuturor nu doar să supraviețuim în viitor, ci să și construim o altă lume și o altă societate. O societate în care viața umană va fi principala valoare și în care nu vom permite niciodată foametea, sărăcia sau războaiele. Many people now watch and do not realize how serious it is. The state of hunger changes a person's psyche. Acum mulți oameni se uită și nu realizează cât de grav este acest lucru. Starea de foame schimbă psihicul omului. Înțelegem de ce suntem capabili atunci când ne confruntăm cu foamea și setea care ne amenință viața? Urmează un interviu foarte dificil, este un caz celebru, puteți citi despre el pe internet. Puteți găsi singur informația. Nu aveți idee prin ce a trecut o persoană care se afla în stare de înfometare. Aveți în vedere că interviul nu este pentru copii. Numele meu este Gustavo Zerbino. Sunt unul dintre cei 16 supraviețuitori ai dezastrului din 1972 din Anz. Aveam 19 ani. Urma să joc rugby într-o echipă numită El Christians.
Am zburat în vacanță de la Montevideo la Santiago de Chile, dar din păcate nu am mai ajuns. Cu 600 de kilometri pe oră ne-am izbit de un vulcan, cel din mijlocul munților Anz. Avionul s-a spart în mii de bucăți și am căzut într-o vale numită Valea Lacrimilor, la o altitudine de 4.400 de metri. A trebuit să trăim și să supraviețuim timp de 73 de zile și 73 de nopți. Supraviețuirea la temperaturi de 30 și 40 de grade sub zero, în minus 0, în minus 40, fără haine, fără mâncare. Fiecare dintre noi a pierdut aproximativ 10 kg într-o singură zi. Peste noapte, organismul intră într-o stare hipercatabolică pentru a menține o temperatură de 36 de grade și jumătate. Mai întâi este arsă grăsimea, apoi mușchii și apoi oasele. Este ca un balon care se dezumflă. Cu alte cuvinte, pentru că nu am mai murit, am continuat să trăim. Corpul continua să arde calorii încercând să ridice temperatura peste 36 de grade și jumătate, pentru că sub 36 de grade se instalează hipotermia și mor. Nu creștea iarbă la acea altitudine, nici licheni. Nu aveam mâncare. La început am băut o doză de vin, am mâncat o alună și ciocolată, o bucățică de ciocolată. Am mâncat și fixativ cremă feminin, un fixator de păr feminin. Am încercat de toate și eram atât de infometați încât a trebuit să decidem între viață și moarte. Și am decis că vrem să trăim. Am făcut un pact că suntem o echipă. Și am spus că suntem dispuși să sacrificăm trupul unui camarad mort pentru ca prietenii lui să poată trăi în continuare. Și când am căzut de acord cu toții asupra acestui lucru, am început să discutăm cum o vom face. Pentru a lua o decizie, trebuie mai întâi să depășiți taburile psihologice, religioase, fiziologice și emoționale. Așa că atunci când am fost pregătiți, una era să spui și alta era să o faci cu mâinile tale. Cadavrul a fost înghețat la temperaturi sub 0 grade. Nu aveam niciun fel de instrument. Cu o bucată de sticlă, o bucată de staniol sau de metal de la un avion, trebuia să încercăm să tăiem mai întâi pantalonii. Și a fost ca și cum am fi luat un miel care era în congelator. Este ca o statuie de marmură. Așa că a fost foarte dificil. La început a fost foarte tabu, dar până a doua zi am depășit limita și a devenit ceva natural pentru noi. Dar sunt două lucruri pe care vreau să vi le spun. În primul rând, foamea nu există. Atunci când nu mănânci, corpul tău începe să digere singur. Începeți să sintetizați enzime, protează pentru a digera proteinele, lipază pentru a digera grăsimile, amilază pentru a digera amidonul. Așadar, ceea ce ți se pare insuportabil este setea. Obișnuiam să luăm apă din zăpadă, o mestecam și gingiile noastre se spărgeau. Gurile, buzele noastre se spărgeau așa de la mestecatul gheții, până când am inventat mașina de apă. Setea era insuportabilă. Bea apă și imediat urinai pentru că nu avea sare în ea. O moleculă de sare este cea care ține împreună patru molecule de apă. Așa că am băut apă și am pierdut sodiu, potasiu, magneziu. Culoarea urinii era asemănătoare cu cea a Coca-Cola. Iar epuizarea se instalase. Eram complet epuizați. Am târât pragul durerii, pragul angoasei, pragul deznădejdii. Am îndurat cel mai incredibil iad imaginabil, dar pentru că nu am avut de ales, a trebuit să suportăm. Aici am arătat situația reală de acum cât de grav, ștepe. Periculos este totul.
And it has grown tremendously. But it doesn't have to be that way. Prin astfel de suferințe trec oamenii când se confruntă cu problema foametei. Imaginați-vă, 30.000 de oameni care mor de foame în fiecare zi. Există dovezi și statistici despre cât de mult s-a amplificat problema foamei. Haideți să mai vedem un video. În fiecare seară, 811 milioane de oameni se culcă flămânzi. Și deja 38 de țări din lume sunt în pragul foametei. Trăim în vremuri de instabilitate, pandemii, crize economice, dezastre climatice, conflicte militare. Acestea aduc alte milioane de oameni în pragul foametei. Ești sigur că nu ești unul dintre ei? Într-o societate de consum, nimeni nu este imun la foamete. Dar asta este absurd. De ce? Să aruncăm o privire la tehnologia care există deja. Una dintre ele este cea a fermelor verticale. Acestea au avantaje uriașe față de fermele tradiționale. Produc de 300 de ori mai multă hrană și până la 30 de recolte pe an. Utilizează cu 95% mai puțină apă și cu 80% mai puțin pământ. Permite cultivarea unei varietăți de culturi pe tot parcursul anului, fără utilizare de pesticide. Nu depinde vreme și de locație și nu necesită practic nicio logistică. Poate fi recoltat chiar și în Antarctica. Aquaponica vă permite să creșteți pești și legume în același timp, într-un ciclu închis. Deșeurile de pește fertilizează plantele, accelerându-le creșterea cu 40%. Ecologică și practic fără deșeuri, nu poluează mediul acvatic. Nu utilizează pesticide și folosește de 10 ori mai puțină apă. Recoltarea a 1000 de metri pătrați de teren este echivalentă cu 2 hectare de câmp și 20 de hectare de iazuri. Poate funcționa în tropice sau în deșertul arid. Și chiar și pe acoperișul unei zgârie nori. Omenirea a învățat deja cum să tipărească alimente pe o imprimantă de 3D, să crească pește și carne de pui din celule și chiar hrana din aer nu mai este o ficțiune. O companie finlandeză construiește o fabrică pentru a produce făină din aer și a câștigat prima etapă a unei competiții pentru furnizarea alimentelor în misiuni spațiale către alte planete. Am prezentat doar câteva tehnologii, dar chiar și acestea pot rezolva deja problema foametei, odată pentru totdeauna. Dezvoltarea și punerea în aplicare a unor astfel de tehnologii în infrastructura orașelor va asigura oamenilor de pretutindeni hrană, indiferent de crize și dezastre. Aceasta va face ca procesul de cultivare a alimentelor să fie independent de climă, vreme, locație, fertilitatea solului sau logistică. Într-o societate de consum, foamea este perspectiva tuturor. Iar în societatea creatoare, nicio persoană, din nicio țară, nu va merge la culcare flămândă. Va depinde de noi, oamenii, să decidim împreună ce descoperiri să punem în aplicare mai întâi. Iar deschiderea și transparența informațiilor în cadrul societății creatoare ne va permite să controlăm punerea în aplicare a deciziilor noastre. Vrem să trăim în societatea creatoare. Dar tu... După cum vedeți, informațiile prezentate astăzi sunt vitale pentru toți noi. Dacă înțelegeți importanța, vă rog, împărtășiți-vă gândurile live și trimiteți-ne feedback-ul dumneavoastră cu privire la societatea pe societateacreatoare.com. Aceste informații. Организации борются с голодом, но количество желающих тоже растет. Возникает логический вопрос. Люди почему-то не решили жить. Давайте посмотрим, как работают благотворительные организации действительно.
credeți că vouă nu vi se va întâmpla niciodată, dar acei oameni au primit tot ajutorul de care aveau nevoie și acum sunt în siguranță. Într-adevăr, există în prezent un număr foarte mare de organizații și fundații dedicate ajutorării oamenilor. Cea mai mare dintre ele, Organizația Națiunilor Unite, se poziționează ca garant al păcii și securității omenirii. Timp de decenii am auzit sloganuri și promisiuni frumoase de la tribune înalte. Dacă ascultați aceste declarații zgomotoase, s-ar părea că ne vom rezolva toate problemele. Nu vor mai exista săraci și flămânzi în lume, războaiele se vor sfârși și vom trăi cu toții bine. Există peste 100 de organizații internaționale care lucrează sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite pentru a rezolva problemele lumii. Pentru fiecare problemă nouă, se creează o nouă organizație. Statele membre ale ONU plătesc anual sume uriașe de bani acestor organizații. De fapt, aceștia sunt bani din buzunarele noastre. Acestea sunt taxele pe care le plătim statului. Între 2010 și 2020, potrivit cifrelor oficiale, 44 de organizații ONU au strâns 540,4 miliarde de dolari. Contribuțiile către organizațiile ONU au crescut cu 58% în 10 ani. Dar haideți să aruncăm o privire la ceea ce am realizat în această perioadă de timp. Cea mai mare sumă de bani se alocă astăzi pentru rezolvarea problemei foametei. Principalele organizații ale ONU care abordează această problemă sunt Programul Alimentar Mondial și Organizația pentru Alimentație și Agricultură. Acestea au strâns 79,8 miliarde de dolari în ultimii 10 ani. Conform estimărilor actuale, în lume există aproape 690 de milioane de persoane care suferă de foame, iar 750 de milioane de persoane se confruntă cu o insecuritate alimentară severă. Însă și Organizația pentru Alimentație și Agricultură prevede o creștere și mai mare foametei până în 2030, adică 841 de milioane de persoane. Prin urmare, Programul Alimentar Mondial estimează că nevoile de finanțare pentru 2022 se ridică deja la 13,9 miliarde de dolari. Deci, ei spun că vor fi mai mulți oameni flămânzi, așa că au nevoie de mai mulți bani. Apare o întrebare legitimă. Cum se face că, în condițiile unei finanțări din ce în ce mai mari, problema în sine nu face decât să se agraveze? Să privim o altă problemă, problema refugiaților. Numărul de refugiați s-a dublat în ultimii 10 ani, ajungând la 82,4 milioane în 2020. Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, UNHCR, se ocupă de problemele refugiaților. În ultimii 10 ani, finanțarea organizației a crescut cu 56%, ajungând la 4,8 miliarde de dolari în 2020. Să ne uităm la tipul de ajutor pe care îl oferă oamenilor. Unul dintre domeniile în care îi ajută pe refugiați este cel al locuințelor. Pe pagina lor web se precizează. Principala parte a misiunii noastre de protecție este de a garanta accesul la adăposturi adecvate în situații de urgență umanitară. Furnizăm corturi, distribuim folii de plastic și dezvoltăm strategii, instrumente și îndrumări în situații de urgență și oferim asistență de urgență celor care au cea mai mare nevoie de ea. În nopțile reci sau zilele fierbinți, ajutorul nostru poate fi factorul decisiv între viață și moarte. În caz de urgență, corturile de prelată sunt o măsură adecvată pe termen scurt, dar oamenii trăiesc în astfel de tabere de corturi de ani de zile, în condiții inumane, fără nicio speranță de viitor. În lipsa unor instalații sanitare de bază, oamenii mor din cauza bolilor infecțioase. Cine beneficiază de faptul că problema nu este rezolvată? Atâta timp cât există o problemă, există finanțare. Dacă problema este rezolvată, nu mai există finanțare și, prin urmare, nu vor exista organizații. Atâta timp cât există un interes financiar, atâta timp cât cineva face bani din asta, nimeni nu va rezolva problema.
ONU însăși este structurată foarte asemănător cu o corporație multinațională. Există societate mamă care coordonează și gestionează activitățile celorlalte societăți ale sale. Dar fiecare marcă este o entitate comercială separată. În 2020, peste 3,7 miliarde de dolari au fost cheltuite pentru birocrația ONU. Pentru salariile personalului și ale directorilor, asigurări de sănătate, vacanțe, zborul la clasa business și alte cheltuieli. Numai pentru renovarea Palatului Națiunilor din Elveția, unde se află sediul ONU, sunt prevăzute 871 de milioane de dolari. Cu acești bani ar putea fi construite 174.000 de case folosind tehnologia de imprimare 3D. Câte familii de refugiați ar fi putut fi ajutate de aceste locuințe? Dar, din păcate, construirea de case pentru cei nevoiași nu este o prioritate în ajutorul lor. Ce avem în final? Numeroase organizații, cărora le-am încredințat responsabilitatea de a rezolva problemele grave ale omenirii, se dovedesc, la o privire mai atentă, a fi simple structuri comerciale. Este clar că există un interes direct în escaladarea și exacerbarea problemelor. Cu alte cuvinte, cineva beneficiază de pe urma oamenilor care mor de foame, supraviețuiesc și se luptă între ei. Și acesta este cinismul formatului consumerist al societății. Crearea aparenței de rezolvare a unei probleme, fără scopul real de a ridica, este un principiu al formatului de consum. În astfel de condiții, aceasta echivalează cu anestezie pentru o boală mortală. Și nici măcar închiderea sau reformarea unor organizații sau concedierea unor persoane nu va salva situația. Pentru că altele noi vor veni în locul lor și vor face același lucru, vor face bani din viețile noastre. Astăzi, din cauza sprijinului nostru tacit pentru formatul de consum, ne aflăm cu toții pe marginea prăpastiei. Escaladarea rapidă a tuturor crizelor ne va conduce în curând pe toți, fără excepție, la o situație catastrofală. Ce ajutor vom primi? O bucată de prelată pentru adăpost și câteva sticle de apă? Aceste organizații nu sunt un grup altruist de voluntari cu viziune nobilă, ci o afacere cu un buget în continuă creștere, cu salarii îndeplătite, iar metodele lor de finanțare se apropie de șantaj la nivel de stat. Plătim impozite către guvern, iar guvernele noastre plătesc contribuții uriașe către aceste organizații. În cele din urmă, suntem deja taxați de aceste organizații, dar ele cer și mai mult. Planurile publicitare, scrisorile, campaniile de publicitate online sunt toate făcute pentru a vă face să vă simțiți vinovați, responsabili și dispuși să donați pentru astfel de organizații de caritate, vânzându-vă narațiunile lor. Aceasta este o strategie foarte eficientă din partea lor, deoarece combinația între frică și vinovăție este cel mai puternic motiv pentru a determina pe oameni să-și deschidă portofelele, crezând că vor ajuta pe cineva aflat în nevoie. Un lucru ar trebui să fie foarte clar până acum. Această schemă nu va funcționa dacă problema dispare. Și aici se află un conflict de interese fundamental. Nicio problemă, nu sunt bani. Mai puține probleme, mai puțin bani. Nu e de mirare că nu am rezolvat nicio problemă, ci doar că s-au făcut mai multe. Să fim sinceri, în acest format consumerist al societății, suntem prea obișnuiți să transferăm responsabilitatea către altcineva. Ce ușurare să știi că atât de multe organizații influente și-au asumat responsabilitatea de a lupta împotriva foametei și sărăciei în lume, de a preveni războaiele și schimbările climatice. Eram atât de fericiți să le ștergem de pe lista noastră de lucruri de făcut, încât nu am pus la îndoială niciodată metodele sau rezultatele.
nu am verificat rapoartele financiare disponibile public. În schimb, am făcut ceea ce se aștepta de la noi să facem. Să fim de acord și să ne ferim ochii. Trăim vremuri în care continuarea afacerilor, ca de obicei, îi va duce nu numai pe cei care se află în pragul foametei, ci pe toți, la moarte sigură. Depinde de noi să continuăm să privim în altă parte sau să alegem să construim o societate creatoare în care viața umană are cea mai mare valoare, viața fiecărei ființe umane. Luați decizia de a vă direcționa tot potențialul uman și toate resursele financiare pentru a rezolva cu adevărat problemele în mod fundamental, odată pentru totdeauna. Având în vedere costurile cumulative ale finanțării organizațiilor și ale reducerii emisiilor de CO2, problema nu este lipsa banilor, ci lipsa de responsabilitate pentru propriile noastre vieți. Să-l ascultăm acum pe prietenul nostru drag, unul dintre cei mai renumiți consultanți de afaceri și cei mai buni comunicatori din lume, Dr. Isaac Adizes, pe această temă. Cei care cred în viața umană sunt împrăștiați și separați. Există mii de organizații non-profit și de caritate, dar fiecare dintre ele funcționează de una singură cu un scop specific. Unele se ocupă de copiii maltratați, alții se ocupă de femeile căzute victime violenței, unii îngrijesc pacienții bolnavi de cancer, altora le pasă de altceva. Mii, milioane de organizații caritabile care lucrează pe cont propriu. Nu vom ieși biruitori niciodată în acest fel. Nu avem nicio șansă. Prieteni, în Santa Barbara, unde locuiesc eu, există 900 de organizații caritabile. Dar nu comunică între ele. Dacă luăm toate organizațiile caritabile din lume, toate organizațiile cu orientare socială, câți oameni sunt? Probabil că sunt aproximativ 1 miliard de oameni. Și știți câți bani au? Mai mult de 1 miliard, miliarde de dolari. Dar aceste organizații nu sunt unite. Dacă îi aducem împreună și găsim o strategie comună pentru a schimba lumea afacerilor, putem reuși, putem să o facem, pentru că, permiteți-mi să vă spun ceva din propria mea experiență. În lumea afacerilor, lucrez cu directori executivi ai unor companii din întreaga lume. Ei nu sunt oameni răi, ei sunt la fel de preocupați de ceea ce se întâmplă ca și noi. Ei sunt îngrijorați de faptul că, în curând, copiii lor nu se vor mai putea juca afară, pe câmp, în parc, deoarece soarele le va face rău și le va provoca cancer. Nu mai suntem protejați. Nu vor mai ști numele florilor și al animalelor. Copiii vor sta acasă toată ziua jucându-se pe calculator. Nu vor putea ieși afară din cauza criminalității și pentru că soarele le va provoca cancer. Nu vor putea să respire. Bineînțeles că acești oameni sunt îngrijorați. Fiecare dintre clienții mei, directori de companii, sunt îngrijorați. Atunci de ce este așa? Sistemul însuși îi obligă să o facă. Ei nu au de ales. Dacă sunteți un director general și nu obțineți profiturile pe care piața bursieră preconizează că ar trebui să le obțineți, proprietarii dumneavoastră vor vinde pur și simplu acțiunile. Acțiunile companiei tale vor scădea și vei fi concediat. Nu au de ales. Sistemul a preluat controlul. Iar noi toți suntem victime ale sistemului. Noi nu suntem răufăcătorii, ci victimele. Ceea ce trebuie să facem este să schimbăm sistemul. Dar pentru a schimba sistemul, trebuie să fim puternici din punct de vedere politic. Nu poți schimba sistemul decât dacă devii puternic din punct de vedere politic, pentru că politicienii sunt axați pe voturi. Câte voturi vom primi? Trebuie să adunăm 1 miliard de oameni, astfel încât toată lumea să spună: vom vota cu toții pentru acei politicieni care cred în ceea ce credem noi și care vor schimba sistemul.
Dacă nu schimbăm sistemul, nimic nu va funcționa. Dar, pentru a schimba sistemul, trebuie să-i aducem pe politicieni de partea noastră. Pentru a-i aduce pe politicieni de partea noastră, avem nevoie de un electorat. Pentru a avea un electorat, trebuie să ne unim. Dar oamenii nu înțeleg. Le pasă de femei și copii, victime ale violenței și așa mai departe. Toate acestea sunt bune și frumoase. Dar știi ceva? Nu va schimba lumea. Va fi din ce în ce mai rău, democrația nu mai funcționează. Credeți că avem democrație în America? Nu vă păcăliți! Lumea afacerilor face totul prin intermediul lobby-ului. Noi doar ne jucăm. Lumea devine prea complicată pentru ca democrația să funcționeze. Nici dictatura nu funcționează. Avem nevoie de un nou sistem. Aici toată lumea încearcă să schimbe lumea, dar nu se întâmplă nimic, cu excepția faptului că noi ardem cauciucurile când facem demonstrații. Asta nu ajută. Ceea ce trebuie să facem este să ne organizăm. Prin intermediul acestei platforme avem nevoie ca oamenii să spună: da, avem o filială a societății creatoare în America, o filială în Santa Barbara, în New York, în Kiev, acum să începem să lucrăm în unison. Mă bucur că societatea creatoare, care în opinia mea este în esență o societate constructivă, își propune să facă acest lucru în viitor. Vă binecuvântez și mă bucur că acționați. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doctor Adizes. Observațiile dumneavoastră sunt absolut corecte. Existența atât de multor organizații care luptă pentru aceeași cauză, fiecare pe cont propriu, ne amintește de luptătorii de rezistență care luptă împotriva celui și inamic, dar fiecare separat și în locuri diferite. Vor reuși? Cu siguranță că nu. Ei vor câștiga doar dacă se vor uni, dacă își vor uni forțele. Până când acest lucru nu se întâmplă, inamicul este angajat într-un atac masiv. Tornada istorică mortală din Kentucky din 2021 a arătat cât de neajutorat suntem în fața puterii și a forței sale feroce. Cât de vulnerabili suntem în mod individual. Să privim videoul. În seara zilei de 10 decembrie și noaptea de 11, peste 50 de tornade au măturat 8 state din vestul SUA. A fost o serie de tornade puternice. Vârtejul feroce a ridicat resturile de pe clădirile, pe care le-a distrus la o înălțime de peste 9 km. Iar traiectoria sa pe sol a fost estimată pentru prima dată la aproape 400 de km. Un record absolut în istoria observațiilor din SUA. Kentucky a fost cel mai grav afectat, cu cea mai puternică tornadă din istoria statului. Și o să-mi lipsească atât de mult. M-am întors aseară, dar ei țipau și... O mulțime de oameni și-au pierdut astăzi pe cei dragi. O caut pe soția mea în dărâmăturile astea. Erau oameni peste tot, o mulțime de copii, oameni cu reni, oase rupte. Vreau să spun, nu încetau să vină. Am folosit diferite părți ale spitalului pentru triaj și suturam oamenii, în mod normal, acolo unde îi pregăteam pe oameni înainte de operație, la urgență. Adică au fost o nebunie. Toate sunetele pe care le auzeam erau ca într-o zonă de război. Oamenii care plângeau și implorau ajutor.
Unul era în acest braț, iar celălalt era în acest braț. Nu mi-am văzut copilul de 3 ani, pentru că fața mea nu se putea întoarce în direcția aceea. Dar l-am văzut pe bebeluș, care plângea, iar apoi s-a oprit pur și simplu. Așa că, în acel moment, am crezut că era mort, dar nu el murise. Fiul meu de 3 ani a tăcut tot timpul, iar eu nu l-am auzit deloc. Aceste imagini chiar aseară eram acasă la fiica mea și încercam să dorm. Și nu am putut, pentru că încă mai auzeam sirenele și oamenii care implorau ajutor și imaginile cu doamna cu un copil în brațe, mort. Știți? Era atât de liniște afară. Vreau să spun, la propriu, puteai auzi un ac căzând, nici vânt, nimic. Și deodată s-a auzit un sunet în depărtare care semăna cu un tren. Totul a început. A venit vântul și s-a auzit un sunet ca... În acea liniște era ca și cum ar fi fost aruncată o bombă. Pe cer era un nor întunecat în formă de pâlnie. Și strigam la copiii mei, coborâți, coboară, coboară. Dintr-o dată am simțit o presiune în urechi. Apoi am auzit ferestrele din casa mea zburând. Casa a început să se cutremure și m-am gândit, Dumnezeule, nici măcar nu știam dacă vom reuși. Nu cred că măcar cineva era pregătit. Mulți oameni cu care am vorbit au spus că nu erau pregătiți. Nu cred că orașul era pregătit. Oamenii care și-au pierdut casele, cu siguranță nu erau pregătiți pentru asta. Nu m-aș fi gândit niciodată că mi se va întâmpla mie. Nimeni nu se gândește vreodată că ei s-ar putea întâmpla lui. Nimeni nu era pregătit pentru asta. Dar de ce? Tornada s-a format încă de la ora 10 dimineața pe coastă și și-a început deplasarea spre interior, iar de la un anumit punct, traiectoria sa era clară. De ce nu au evacuat oamenii? Orașul Mainfield a fost cel mai afectat. A devenit un munte de dărâmături. Una dintre tragediile teribile este povestea fabricii de lumânări. Chiar și după ce a primit un semnal că se apropie o tornadă, fabrica a continuat să funcționeze. Oamenilor pur și simplu nu li s-a permis să se întoarcă acasă. Pe 10 decembrie eram la fabrica de lumânări. Iar această clădire monstruos de mare se transformase într-o grămadă de moloz pe care puteai să te cațeri pur și simplu. Erau oameni înăuntru, la care am încercat să ajungem și, bineînțeles, dacă treceam prin anumite locuri, strigau, din cauza voastră se prăbușește și mai mult acoperișul, din cauza voastră se prăbușește și mai mult tavanul peste noi, așa că trebuie să pășești cu atenție și cu grijă. În plus, trebuia să se acorde atenție. Oamenii care lucrau cu măcaralele trebuiau să fie atenți la faptul că atunci când ridicau structuri metalice într-un loc, încercând să scoată pe cineva de acolo, uneori se exercita presiunea asupra oamenilor dintr-o altă zonă, într-un spațiu mic, unde aceștia încercau să supraviețuiască. Așa că a pus presiune pe ei și i-a făcut să strige să ne oprim, iar întreaga experiență a fost foarte dureroasă și emoțională. Am închis ochii, iar în fața mea erau imagini cu oameni care țipau și cereau ajutor. Așa că nu sunt bine deloc. Te doboară când vezi că nu poți ajuta pe nimeni. Încerci măcar să ieși cumva pe cont propriu. Și au existat oameni care au trebuit să fie amputați în urma evenimentelor. Iar oamenii care au fost scoși de sub dărâmături, cu oase rupte și trupuri mutilate, țipitele lor sunt ceva ce nu voi uita niciodată. Clima. Acest inamic teribil ne omoară. Puterea sa este imensă, iar atacurile sale, imprevizibile. Și acesta e doar începutul, în timp ce noi nu suntem pregătiți să ne apărăm. Spuneți-mi, suntem mulțumiți că tot ceea ce facem este să sortăm moloz pe câmpul de luptă și pășim unul în jurul corpului celuilalt? Clima vine când vrea și ia tot ce vrea. Este nevoie de noi.
Viețile noastre nu sunt prețuite într-o societate de consum. În prima săptămână după ce s-a întâmplat, am fost într-o echipă de căutare. Căutam o fetiță care era prietenă cu fiica mea. Îi cunoșteam familia. Și întreaga ei familie a murit în tornadă. Toți cei 7. Copiii, bunica, mama, tată au murit. Iar după tornadă i-au găsit pe toți, dar nu și pe ea. Așa că zilele întregi după ce a trecut tornada, eu și copiii mei am căutat-o. Am pornit de la locul unde locuia ea și am mers mult timp, mutând lucrurile de colo-colo, dând la lopată molozul. A doua zi după tornadă încă mai găseam cadavre, adică cadavre de oameni. Și când am găsit fetița, corpul ei era literalmente înfășurat în jurul unui copac. Și cred că a fost una dintre cele mai grele experiențe pe care le-a trăit vreodată o persoană. Când la propriu cauți pe cineva și te rogi la Dumnezeu să găsești persoana în viață, dar apoi o găsești înfășurată în jurul unui copac. Întreaga piață, întregul oraș a fost ras la pământ într-un mod care nu poate fi exprimat în cuvinte. Oamenii merg de colo încolo, încercând să găsească un loc sigur. Sunt plini de sânge. Soțul meu a luptat în Irak, așa că a văzut multe distrugeri. Și a fost de acord că se simțea de parcă a fi fost într-o zonă de război. Dezastru a depășit orice și-ar fi putut imagina cineva, iar durerea aproape că a atins limita, aceea ce o persoană poate îndura în sufletul său, dacă este om. Este trist, e sfâșietor. Am vrut doar să povestesc și să explic cât de dureros este să vezi asta și cât de confuzi sunt oamenii. Îmi pare rău. Uneori mă gândesc la cineva și mi-e greu. Îmi cer scuze. Iar acum suntem, probabil, mai mult în stare de indignare. Pentru că oamenii vor să știe unde este Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență, unde e Crucea Roșie, unde e ajutorul lor, cum pot face rost de bani. Așa că stau aici și văd tot timpul la știri cum toți acești bani se duc la Crucea Roșie, United Way, FEMA. Dar unde, iertați-mă limbajul, unde naiba sunt? Noi nu-i vedem. Noi nu vedem niciun ban. Și atunci vi se va spune, așa cum am fost informată de către FEMA: ei bine, tot ce vă putem oferi este un împrumut de la noi. Și ce mă voi face cu un împrumut cu dobândă mare? Și astfel, neștiind ce să faci, sper că guvernul va interveni și te va ajuta. Nu, nu o va face. Nu vor ajuta, nu ne vor ajuta. Ei vor ajuta doar pe cei pe care îi aleg ei înșiși și cu care fac poze de spectacol. Aceștia sunt oamenii pe care îi ajută. Nu îi vor ajuta pe toți. Doar aproximativ 5% din oameni au primit ajutor după tornadă. Ceilalți 95% dintre noi nu știm ce să facem în continuare. Când reporterii au fost rechemați din oraș, iar marele, am putea spune, tam-tam al tornadei s-a stins, atunci acești oameni au fost uitați într-un fel. Îmi pare rău, știu că vă supra-solicit cu informații, dar sunt multe.
Este prea mult. Este mai mult decât poate suporta psihicul dacă te afli în mijlocul acestor evenimente. E adevărat. Mulți oameni pe care îi cunosc trec prin momente foarte dificile la moment. Vreau ca oamenii din întreaga lume să știe, clima nu vă dă privilegii. Nu sunteți protejați de o bulă care să vă asigure că nu vi se poate întâmpla acest lucru. Pentru că se poate și în orice moment. În orice moment. Și lucrurile se înrăutățesc. Din câte văd eu, situația schimbărilor climatice se înrăutățește. Mult mai rău. Iar guvernului nu-i pasă. Nu le pasă câte vieți se vor pierde, câte case se vor pierde și câți oameni vor muri. Nu le pasă. Și aceasta este opinia mea personală, bazată pe ceea ce am trăit aici în ultima lună. Viețile noastre nu sunt prețuite într-o societate de consum. Dar cum altfel putem explica faptul că pentru cei puternici este mai important cum își decorează casele de sărbători? Ei scriu postări uriașe pe rețelele de socializare despre asta și despre moartea oamenilor, fac uneori o singură replică. Dar viețile noastre nu sunt doar rânduri pe rețelele de socializare. Cataclismele se intensifică. Uitați-vă cât de mult s-au înrăutățit lucrurile în ultimii ani. Chiar și un prost poate calcula această progresie. Numărul victimelor umane va crește de sute, mii de ori. Vom vedea cu ochii noștri cum copiii noștri nu vor deveni adulți. Este asta ceea ce ne dorim? E timpul să acționăm. Iar noi oamenii trebuie să ne unim și să ne asigurăm că guvernul face ceea ce trebuie să facă. Nu contează în ce țară vă aflați. Și dacă nu ne unim și nu punem capăt tuturor diviziunilor și urii și nu încetăm să acordăm atenție nimicurilor, atunci nu ne vom putea schimba niciodată. Schimbarea are loc atunci când oamenii se unesc. Acesta e modul în care se produce schimbarea. În opinia mea, ar trebui să ne dorim cu toții ce este mai bun pentru generațiile viitoare, dar totul începe cu noi. Totul începe cu noi. Și prea mulți oameni sunt acum atât de preocupați de eu, sindromul egoului, și se simt îndreptățiți să nu se gândească la generațiile viitoare, acei oameni care vor veni după. Și asta e trist. E foarte trist. Pentru că vreau să știu că atunci când Dumnezeu mă va lua de pe această planetă, copiii sau nepoții mei care sunt destinați să vină aici vor avea o viață mai bună, un spațiu mai bun, un loc mai bun pentru a trăi. Și până când nu avem această dragoste și această unitate între noi, nu putem realiza nimic. Iată ce trebuie să facă oamenii. Trebuie să înceapă să privească vecinul sau prietenul lor într-un mod nou și să vorbească într-un mod nou pentru a spune: prietene, te iubesc, ești important pentru mine. Vreau ca viața ta să fie mai bună. Vreau ca mâine să fie o zi mai bună pentru tine. În loc să vă faceți griji pentru alții și să vă îngrijorați că trec prin toate acestea, este mai bine să aveți grijă de acești oameni și să le oferiți dragostea voastră. Bunătatea este gratuită. Nu se plătește nimic pentru bunătate. Bunătatea nu costă bani. Vreau să spun că pământul nostru este în continuă schimbare. Dacă credeți, chiar și pentru o clipă, indiferent unde locuiți, că nu vă amenință un dezastru natural, vă mințiți pe voi înșivă și vă mințiți familia. Acest lucru nu este adevărat. Multe țări, inclusiv cea în care mă aflu, se află pe liniile de falie a scoarței terestre. În orice moment poate avea loc un cutremur care ar putea distruge o întreagă așezare, iar jumătate din ea ar merge sub pământ. Acum știm cu siguranță că am putea avea din nou tornade ca aceasta. Chiar dacă este doar un vânt puternic, oamenii nu realizează cât de puternic poate deveni vântul. Și dacă nu profitați de experiența și de ce
ceea ce învățăm, dacă nu aplicați aceste lucruri în viața voastră, atunci fiți pregătiți, pentru că într-o zi va trebui să vă confruntați cu o pierdere. Și atunci vă veți gândi, aș fi putut face ceva. Trebuie să învățați mai multe despre pământ, trebuie să aflați mai multe despre climă, trebuie să învățați ce puteți face pentru a ajuta, cum vă puteți manifesta și ce acțiuni inteligente puteți întreprinde pentru a fi proactiv. Câte dezastre mai trebuie să se întâmple înainte de a ne da seama că trebuie să ne unim, că trebuie să construim o societate creatoare.